meci ce s-a anunțat foarte greu, era o victorie 2-0. Cum a fost din care? Da, a fost și extrem de greu contra campionul României. Eram obligat să obținem această victorie după meciul de la Faro. Sunt foarte bucuros că am luat cele 3 puncte și urmează un meci la fel de greu cu FCSB. Am văzut că s-a produs acel șoc pe care vorbea patru din Cairo, dar... Da, chiar s-a produs. În care a fost de lume toată săptămâna. Ne-a spus să tratăm meciul să cum a fi înțelegitate. Avem nevoie de cele 3 puncte să rămânem acolo sus. Și așa s-a întâmplat. Cum a fost atmosfera pe care a luat în această săptămână după eșecul de la Faro? Vă dă seama că a fost o atmosferă așa mai greu de digerat, dar e bine când se termină cu bine și sunt foarte fericit că am acest lucru. Ce s-a întâmplat la lovitura liberă cea aprilie? Precedat primul lucru. Fix de dimineața am ieșit afară și am făcut niște tradiții și a spus că prima luptă pe care o avem să o miști la Andrei și Andrei se dea la și colegii ceilalți care insistau să bată ei, Crețu, Nistor, nu știau despre ce e vorba sau... Probabil că au uitat, nu știu. Putem spune că pasă, nu? Pasă de gol. Așa cum a fost și în meciul cu Herman, cea. E specializat să servești în mijlocul Ivan. Da, este și colegul meu de cameră și sper să țin tot așa. Vine meciul de la București cu acest da. Da, va fi un meci foarte greu. Ne pregătim săptămâna asta foarte bine, foarte intens și mergem acolo cu unul doar să luăm cele 3 puncte, să ne dăm și noi acasă fericiți. Se anunță cel mai intens play-off. Da, este cel mai intens play-off de până acum. Sper să intrăm, fiindcă nu este nimic sigur și la final să ne bucurăm toate care. Mulțumesc! Mersi!